Data viitoare să pui cheile în ușă că te dau afară din curte. Bă, uite de bună că mă. Așa? Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou Cox Vlog, viețile mele. Nu știu dacă vă place cum mă vedeți, Nana, dar multe eforturi fac în așa fel încât am câtuși de cât la 5 dimineața o lumină cât de cât în cabina asta. Și ce găsi în ghiozanul ăsta, numai Dumnezeu și îngerii de pe cer poate să-mi spună, pentru că eu nu pot să-mi dau seama. Uitați-vă și voi ce e aici, ca la nebuni, dar să scot din ele în așa fel încât să vedem pe unde e încărcătorul ăla, pentru că aia mă interesează pe mine la ora asta dimineața, să așa un pic că deregla niște treburi pe aici prin cabină. Problema e în felul următor, că eu o să pun asta aici ca să ne fie nouă mai bine, chiar dacă mă deranjează pe mine o leacă la trup, trupul meu fiind foarte sensibil la niște chestii, mă deranjează un pic câtuși de cât la trup asta, dar pot să îmbunătățesc o leacă calitatea video de la ora asta, că altceva nu am ce să pot să fac în ceea ce privește calitatea video. Bun. Astea fiind lămurite, sper să mă văd câtuși de cât. Dacă mă văd, dacă nu, oricum, încercai să fac tot felul de glumuș lucruri, să mișc cât de cât camionul ca să mă ia becul ăsta din partea asta, care voi nu-l vedeți. Că nu era important pentru mine să mă vadă, să se vadă becul pe cadru, dar să bată pe mine cum ar veni, dar oricum e destul de slab și nu face el prea multă treabă, pentru că la ora asta nici nu pot să cer unui GoPro să facă prea multă treabă. Se înșirară bateriile, bă, fra. Se înșirară bateriile pe aici prin geantă, bă, mă. Vreau să vă spun că în vlogul de astăzi, în vlogurile de astăzi, pentru că voi știți foarte bine că nu-i numai unul, o să avem mai multe descărcări, mai multe remorci, să băgăm până una alta bateriile, că ieri am topit vreo 3 baterii, dar trebuie băgate înapoi și în fip de la încărcat undeva, dar nu acum neapărat, pentru că acum urmăresc să bag și o cardul, să bag și tot ce trebuie pe aici. Pun și contactul, dau volumul pe minim. Hai ca să nu e ca ieri, ca să nu începe să facă trrr, trrr, trrr. Aia credeam eu că nu. Mor. Deci nu vă face zici că tot DAF este așa, că tot aceeași boală are, tot de aceeași boală suferă, tot apucături de Iveco. Să-mi punem mâncarea asta continuă pe aici. În dimineața asta purtăm ochelari de vedere și sper ca să nu mai leg remorcă greșită, practic cum a fost în vlogul de mai alte, sper că l-ați văzut. Cazul în care nu l-ați văzut, îl căutați voi, căutați țeapă și o să vă apară acolo toată boacăna din dimineața aia, care a fost o boacănă, să mă bată cucu. Bineînțeles, o să aveți acolo mai multe detalii. Merg la Liverpool. Eu sper că am mai fost aici cu o remorcă în primul rând, după care ne întoarcem și mai luăm una. Mă bucur totuși, am un start la 4, o să fie o săptămână grea. Mi-e greu și mie să mă trezesc la 4. De fapt, mă trezesc la 3:45 până mănânc până în alta. Se face 4 și la 4 jumate plec de acasă ca să fiu aici, să las mașina acolo afară și să mai merg pe jos până ajung aici. 7 R. Nu. Aici am fost. Aici am fost, cred că e la 3 de acolo. Cred că acolo e descărcarea. Până acolo avem 57 de km. Am impresia că e aceeași cursă. Dacă e aceeași cursă, înseamnă că te dorm 3 ore acolo în curte la băieții. Ceea ce pe mine mă bucură din tot sufletul. Și așa eram un pic obosit. Bun. Pune actele cu alea așa. Și să completăm și noi la rândul nostru niște acte. Deci pixul. Trebuie să am un pix undeva. Bun. Bineînțeles, le completez eu, dar revin cu un update, că nu vreau să vă țin prea mult viețile mele. Revin cu un update pe ce vin curte. La patron. Înțelegeți? Revenim. Ia, fii atent că după ce pornești motorul, man, bată-te norocul să te bat apă direct. Pe jirul a tot așa mea, tot apă. Așa am apă, borcanul plin. Bă, deci stai așa.
Deci aia e remorca, man. Hai să o luăm pe litere. KMD, e KMD. 1, 1, verificat. 2, 2, verificat. 8, 8, verificat. 9, 9, verificat. Chei, chei, verificat. Gata, bă, dă-mă, bată-mă, cucu, să mă îndoaie apa. Că așa am făcut data trecută. Data trecută așa am făcut când m-am uitat la ea, m-am întors înapoi. Înțelegi? M-am uitat la număr, am verificat numărul de două ori și am cuplat remorca greșită, mă. Dar erau toate cifrele, erau 20-78 și trebuia să fie 20-87. Stai să nu mă cuplez până nu mă duc să văd că e un bilet acolo sus. Lăsară un bilet. Lăsară un bilet aici. Și trebuie să văd ce bilet e ăsta. Ce scrie pe el? Monday night load. A fost încărcată. A fost încărcată luni noapte. Aia vreau să spun. Aha, aha. Deci a fost încărcată luni noaptea. Nu e nimic nimic special. Dăm cu ea aici. Mă băgai drept și ridic un pic acum din telecomandă. Bă, dar unde-i telecomandă asta? Aha, ai băgat-o sub scaun, stai. Hai să umplu scaun, să mă ridice în sus. Da, să apară telecomanda. Când nu te bagi drept, te ridici un pic în sus. Că atunci când dăm V, ora e așa, te vezi? Exact așa e. Lovește un pic în perete și intră, știi? Indicat e să vii cât mai drept. Dar 100% cred că nu putem să intrăm drept așa. Și acum, ce crezi că se întâmplă? Vă spun ce se întâmplă? Nu sări siguranța. Deci când s-a auzit troncăneala asta așa, nu sări siguranța. Dar noi ce facem? Tot de aia spun eu, mă, că de aia spun eu că noi șoferii de tir, o secundă de neatenție, putem face o nenorocire, o pagubă materială destul de costisitoare. Hai că pică telefonul ăsta dacă e, da? Așa că să vă arăt ce e de făcut în cazul în care a avut stroncăneala asta. V-am mai arătat eu, dacă nu o să fac la videoclipuri, încât cei care mă urmăresc vor să știe despre ce e vorba. Vezi aici? Normal și normal, cupla trebuia să sară acum, o vezi? Acum e sărită. Deci acum e sărită. Și nici acum, uite acum e sărită, vezi? Deci să sară ciocul ăsta jos. După care tu îi pui siguranța să fii sigur. În cazul ăsta nu mai ai cum să pierzi remorca toată viața ta. Deci văzurăți, nu? Din trăsăi de ea în față. Din cauza faptului că eu sunt învățat cu chestii de genul. Se mai întâmplă și la case mai mari, inclusiv cu Scania S500. Mi s-a întâmplat odată așa. Să o să audă troncăneala la ea și să o dau jos când și să verific. Acum, verificăm, dar verificăm la OHA. Că n-am merge să verificăm prea tare. Ai tras cu ea, ai pus siguranța, ai pus ciocul ăla. E cuplată. Mă duc să... Mă duc să asigur și eu pe partea aia. Să pun cablurile, să ies în față și după aia să asigur partea asta. Nu vă rețin că oricum e dimineața, revenim mai târziu cu un update. Ajunsărăm aici în anul unde am fost și luni. Cred că știți unde suntem. Ce dubeu pe ăsta, mă? Fii atent. Ia să unul din depozit să mă bată mama. Ce crezi că îmi spune? Te întrebă forcliftul ăsta, zi, șoferul de pe forclift. Uite unde nu poți să ridic geamul acum, că lăsai cheia. Băi, cheia nu știu în exterior și nu poți să ridic geamul. Despre chei. Zic nu. Data viitoare să pui cheile în ușă că te dau afară din curte.
Bă, uite de bună că, mă, să întâlni holturi, bă, când îi văd pe ăștia așa, bă, oamenii încearcă, mă. Bă, oamenii încearcă să vadă, mă, dacă tași și... Iisus, eu astfel, nu e normal să mă dai afară din curte pentru cineva care nu-și face treaba. Înțelegi? Pentru că tu, ca șofer de forklift, nu ai voie să te apropii de camionul meu dacă e regula așa cu cheile, până nu te apropii aici la ușă și mi-ai cheile în primul rând, în primul și în primul rând. A, știi că nu e vina ta, oloiel. Să vă bată cu cum încercați voi marea cu degetul. Șef peste șefi. Peste tot pe unde duci. După a început, nu că nu e vina ta, nu că nu, păi ce zici tu mie că mi-ai dai afară din curte, mă dai afară din curte că ce? Dă-vă norocul să vă-mi doi apa. Și ăsta e nu știu ce manager pe cea, cred că o fi șeful stivuitoarelor. Cum sunt eu regele șoferilor, amin. Am făcut ăsta semn wankers. Nu-l prinde pe cadă. Făcut ăsta semn wanker. Că l-a oprit cu stivuitorul și-l certă și pe el cum mă certă pe mine. Știi? Murim. Dați-mă unde mă pun să pun cheia. Deci mă pun să pun cheia așa în ușă, știi? Asta cu stivuitorul îmi făcuse wanker. A murit. Descărcăm aici, man, avem două site-uri deschise. Și după aia mergem în parcare, că întrebai pe ăsta acolo dacă e nevoie să intru iar în parcare sau să ies afară direct, știi? Să mă duc în parcare, că s-ar putea ca dacă mă duc straight să mă dea cu spatele să mă bage în parcare, că poate nu sunt actele gata, știi, să mi le dea mâna. Ar fi fost mult mai ușor ca să ies direct pe poartă, dar uite că asta e, mă duc în parcare, mă, oricum pierd timpul, că mai am o remorcă și cam mai o să fie. Revenim. Hai că ăștia vor să mă încarce, mă, apucai să închid lateralul. Aaa, nu mai e aer, a? Haide! Ca un DAF cu apucături de Iveco, trebuie să faci așa, nu? Presiune, nu știu ce, dai tu pe cipi în bord. Gata, ho. Faci așa și din cauza că n-are aer. Aud. Apă n-ai, aer n-ai, mai e ceva, viață mai e în tine. Ia. Dă-te norocul să te îndoaie apa. Deci mi-au aduce aminte camioanele care sunt pe România, rămâne fără aer, rabă. Rămâne fără aer, fă-i aer, stai să fac aer, nu pot să plec de pe loc că n-am aer. Seama, bata, cucu. Acum trebuie să meargă. Chiar dacă mă-i faci el. Încă e blocat, bă. Până trece pe verde, după galben, nu. Acum ajut drumul, auzi. Haide, mă, odată, bată-te, ploaia. Gata, mă, merge. Deci îmi ziseră, mă rugară să le iau niște butoaie goale, pentru că au prea multe butoaie goale. Știi? Mă, nu știu unde sunt butoaiele alea goale. Remorca e deschisă, flutură. Aici sigur nu sunt. Probabil acolo. Ce să audăm? Eu cred că cel mai bine aici în spate ar fi ele. Nu știu alt loc unde ar putea să fie în afară de ăsta de aici din spate. Eu cel mai mult o să cred că acolo o să fie. Pentru că vezi, el o să vină cu el de acolo. Dar stau aici pe mijloc până vine careva să mă întrebe ce am de făcut cu viața mea, știi? Și după aia probabil o să și știu unde să i-o pun. Înțelegeți? Stai cu alea așa frumos. Faci și noi un pic de aer, mă lăsăm pe liber, revenim. Și am pățit ieri, man, cu butoaiele astea. Mă, bată, cucu. Ia uite, bă, iară n-are aer, bă, bată, norocul să-l îndoaie apă. Stai să facem aer ca la rabă. Ia, ia, ia. Lasă că mă fac eu mare. Nu mai Scania acum, cum îi face mare. Să mă bată cucu, dacă nu-i conge, nu mai Scania, nu mai Scania. Dar te aștept să mă fac mare? Ieri am mers pe câmpurile avea acolo pe dintre munți. Să mă bată cucu, când am ajuns în garaj,
motoare răsturnate remorcă. Ăla cu zivuitorul lua paletul, punea jos. Eu ia butoare la mână și pun recoșul de palet. Ce să faci aia, ei? M-a întrebat de unde vin. Ce să de veni pe câmp? Că n-am fost în stare să mă duc. Și eu picu pe la Hexa, pe unde era drumul mai mișto. Să dau bluza jos pe mine neapărat. Dar mă duc în parcare acum să rezolv cu actele, în dos sau un bilet cu care justific eu la poartă cu ce sunt încărcat. Pentru că ei numără ce butoaie îmi puseră și cum îmi puseră. Am aceea pe biletul ăsta, dacă numără el, făcu el, dă-i seama. Că doar nu eu. De-aia îmi place mie pe tir. Vii la client, el își ia marfa direct, el răspunde. Pe șeptică de câte ori fi încurcat eu marfa, oh! Sau de câte ori m-am, cred că cel puțin două ori, m-am întors înapoi la client că am uitat să-i dau, avea două produse și am uitat să-i dau unul. Oh, no worries, pale, că tot erau. Alright, thank you. Eu uite, era sens unic. Mie că am spus asta că eu luam pe... La vedeam semnul acolo, uite, acolo interzis. Da. Până la trecut am intrat aici pe interzis. Să mă bată cucu. La trecut am intrat acolo pe interzis. Ce? Bă, da? Pe interzis am intrat la trecut. Amen. Era dimineața, rău, nu m-a văzut nimeni. Aia, n-am ce să mă întâmplă și la case mai mari. Aici era iuberii de pământ. Bineînțeles, voi știți deja din vlogurile trecute că băieții ăștia de obicei iau butoarele și le scarcă la mână. Deci sunt remorci de alea mici, cum v-am obișnuit și cum știți din vlogurile trecute, pe care ei le încarcă cu moto, din cauza că ăla prinde între labe, așa, știi? Moto s-a prinde între labe și le pun ăla. După aia le iau la mână, le descarcă pe la pub-uri, bar-uri, pentru că, ce crezi? Când merg tot timpul acasă pe la 3-4, e plin! E plin de oameni la terasă. Să bea bere în prostie. Cred că chestia asta cu băutul berii, zi, când începe să meargă berea băută, e clar, oamenii încă mai câștigă din COVID, dacă vine să credeți. Sunt oameni care încă stau pe ajutorul ăla de la stat, de 80% din salariu, stau acasă, pur și simplu. Înțelegi? Încă stau acasă pe ajutor la 80% din salariu. Am auzit că acum statul nu mai vrea să nu mai plătească decât 70% din salariu și 10% să-l plătească angajatorul, în așa fel încât angajatorul să fie nevoie să cheme oamenii la muncă. Știi? Deci e un joc psihic, într-o oare, joc, e business, până la urmă. Înțelegi? Că ce plătea statul, statul acum a început să plească și angajatorul, așa fel încât să-i spună omului pe care l-are acasă, bă, ori vii la muncă, ori dau afară și îngăsc alt om și lângă aici. Știi? Psihologie. Stau la terase cu 80% în salariu. Dacă ai 2000 pe lună, poți să coteala. Că iei 1600 și stai la terasă și bei. Nu știu câte beri ți-am să bei, că e 3 ore bere la terasă. Dar măcar ieși cu prietenii și bei măcar 3, 4, 5, 6 beri. Și e bine. E pace, e ok. Fumezi, te destrăbălezi, toată lumea fumează cu lea în aer liber, uite. Mi-e ciudă că azi dimineața uitai să mă sfăr pe dinți. Mamă, așa de nasol mă simt, fum. Mă simt nasol rău. Când uiți să mă spăl pe dinți, e jale. Și îmi simt dinți așa încărcat, zice, seara nu m-am spălat. Deci în dimineața asta, că plecai repede, mă trezi cam zbuciumat, așa, cam obosit. Și trebuie să o fac și pe asta. Eu revin cu un mic update, mă parchez cu alea așa. Aici nu prea am loc să mă pun eu cum vreau, dar mă pun jumătate măcar. Știi? După care revin eu cu un update puternic, pentru că cam asta ar fi cursa de astăzi. Cam asta aveam eu de zis. Dar revenim cu update. Din față care la casa am ping camper cât 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 cât. Deschide-te la cer. Deschide-te la cer. Deschide-te la cer. Acum mergem în Preston. Vă aș ruga să pingeți butonul de like în cazul că am făcut acest vlog sau truck vlog sau cox vlog. Și să-mi bagi mie un mare follow pe Insta și un mare follow pe pagina Andreea Cox, acolo unde sunt activ și pe Insta și pe Facebook, sunt activ zilnic.
Eu vă mulțumesc pentru vizualizarea acestui truck vlog și ne vedem mâine dimineața tot la aceeași oră, ora 5, să vedem unde mergem și ceea ce mai facem cu viețile noastre. Văd că aici e Hermes. Aici suntem undeva nu departe de San Helen, am eu impresia, și o să ieșim pe acolo pe A580-ul ăla. Deci ne vedem mâine dimineața tot la aceeași oră, viața mea. Cu tot respectul, toată pacea din lume. GoPro, stop recording.